Bună și bine v-am regăsit la un nou daily vlog. Astăzi o să începem să filmăm cu un nou dispozitiv pe cameră, să zic așa, adică un microfon. Asta înseamnă că sper că l-am pornit și sper să se vadă bine și cred că da, este bine. Haideți să vă arăt așa un pic cum suntem noi în această dimineață. Uite, o chestie care nu îmi place la Canon, nu știu dacă voi știați, însă partea asta de aici o să vină, din câte vedeți, microfonul. Și din păcate, din cauza că aici vine microfonul, o să-mi fie foarte, foarte greu să pot să mut foarte ușor display-ul ăsta, nu știu cum se numește, mă rog, display-ul în care mă văd și o să văd dacă sunt un om normal. Am ajuns acasă și o să urmeze să intru și o să mă spăl, pentru că nu mai pot, am obosit, sunt frântă și îmi place foarte mult așa cum se văd luminile astea, vedeți perdeaua mea. De-aia e așa ciudat. Și vreau să vă mai arăt o chestie foarte, foarte simpatică. Adică aceste flori. Aceste flori minunate și îmi plac atât de mult. Uite ce frumoase sunt. Sunt roz. Și sunt foarte roz. Nu că roz. Sunt extrem de roz. Stați așa să vă pun și eu puțin și să vă explic una alta despre ce mai fac, cum mai sunt, de ce am și eu viața asta așa minunată. Chestii de genul ăsta. Ideea este că o să vreau să punem în funcțiune, cum v-am spus, acest microfon, să văd dacă se aude bine. Și cam atât. Cel mai important lucru. Stați un pic. Dacă vi se pare că vorbesc ciudat sau, nu știu, sunt puțin mai așa, este din cauza că am răcit. La locul de muncă unde sunt eu acum, din păcate, nu există geamuri și, din păcate, există doar aer condiționat, ca să pot să nu fiu un bec mai ceva ca acum. Și, oh, Doamne, sunt prea simpatice! cred că Storm o să fie tare fericit să le aibă aici frumos, aici. Le-am pus așa frumos, fix lângă geam. Și am răcit. Și eu când răcesc, de fel, oh, ia uite, are și o panglică. Acum am văzut. Vedeți? Are și panglică. Ce drăguț. Eu când răcesc, răcesc cel mai mult din cauza gâtului și fac laringită, ceea ce am și făcut. Și mă simt așa, puțin cam plegită. Bine, am făcut și o prostie. Adică, stați să fiu un focus, nu știu de ce, mi se pare că nu sunt un focus. Dar mi-e și greu să pot să înghit. A sunat ciudat, dar în fine. Ideea este că am și dormit cu geamul deschis și cu părul ud, acum în septembrie. Septembrie, da, septembrie. Și logic, după ce mi-am luat cearta bine meritată, am și răcit. Și ideea e că mi-a fost lene să-mi suc părul și în fine. Cred că m-am spălat aseară pe cap și mă enervează cum am părul, deci va trebui să-mi prind sau ceva. Mi-a crescut părul destul de mult cât să mi-l pot prinde, deci sunt tare mândră de mine. Am și o codiță mică aici și totul este ok. Sper că n-a intrat încă acel clip în care vă întreb dacă să mai întund părul, deci mai așteptăm răspunsurile. Așa. Și vreau să vă zic că, în mare parte, sunt ok. O să vreau să mă duc să fac câteva cumpărături, deci este foarte probabil să vină un haul. Acum nu știu sigur, nu spun clar da sau nu, dar vedem. Și dacă nu o să vină un haul, vă promit că o să stăm puțin de vorbă și o să mă machez și o să fie un clip cât de cât drăguț. Bun. Ca să știți, m-am dat cu Smashbox. Am rujul ăla de la Smashbox, care niciodată în viața lui nu o să se ia de pe buze cât timp sunt la muncă. Și este ăsta de aici. Așa, îl focalizează, e bine. Mi se pare super mișto. Deci, da. Mi-a zis un domn că îmi stă superb cu el și după 5 minute mi-a zis că, de fapt, nu știu dacă îmi stă bine, că mă îmbătrânește. Și eram, ok, mulțumesc frumos. Sunteți un drăguț, ce să zic. Wow, alt loc n-am găsit și o să pun chestia. În fine, mai contează. Da.
am să mă duc să mă spăl și eu ca un om. Voiam să vadă neapărat florile, că erau foarte frumoase. Și Storm aparent stă mai pe lângă ele, ceea ce îmi convine, înseamnă că îi plac. Bun, noi ne vedem puțin mai acolo. Și dacă nu este haul, v-am zis, în acest clip o să vedem, după cum o să scrie și mai jos, mai mult ca sigur, ori un make-up, ori ceva de genul ăsta, ori stăm de vorbă. Ceea ce îmi place mie la nebunie, mai ales când am laringită. Yay! Ne vedem mai încolo. Bun, sper să se audă bine și acum, cred că vă spun bună după habar n-am câte zile. Dați așa, dacă mă uit eu bine, cred că e aproape o săptămână de când am început eu clipul și v-am zis că vreau să văd cum funcționează microfonul și dacă vedeți o diferență. Și problema este că după ce v-am spus chestia asta, la o zi, știți că mi se pare că v-am zis că am dormit cu porunci așa și de câteva zile în continuu sunt răcită bognă. Și tocmai de aia cred că o să vedeți și în social media, sau mai bine zic pe Instagram, că nu o să fiu foarte activă. Așa că mă scuzați de pe acum pentru toată tusea mea, pentru că de fel, în momentul în care vorbesc, deja trebuie să tușesc. Am luat o grămadă de pastile, am luat cesta de casept, Eurespal și Epsoralete. Am luat și alte chestii, nu știu, mi-a mai dat mama ceva pe acolo. Am băut și gălbenuș de ou frecat cu miere și lapte cald și ăsta m-a ajutat foarte mult. Și aseară am băut țuică fiartă și asta mă bucură super mult, că îmi place. Și pe lângă asta m-a ajutat mult mai mult că nu mai am nici febră. Da, eu sunt mai pe stilul mai pe stilul la puțin vechi. Așa că să știți că vocea mea e mult mai ok față de când. Acum două zile aveam o voce extrem, extrem de ciudată. Nici măcar nu puteam să vorbesc sau să spun două, trei cuvinte. Ok, lăsăm la parte tusea, dar nu puteam să vorbesc deloc. Oribil. Absolut oribil. Dar știu că v-am zis că i-am luat mamei brățărica aia. Mi se pare că v-am arătat. I-am luat o brățară Pandora din argint și i-am mai luat și un charm din argint rotiat, adică un argint galben, cam așa. Eu n-am, chiar uite, mă gândeam acum că n-am niciunul să vă arăt, că e la aia logic, iar eu nu am argint rotiat deocamdată. Așa că vreau să vă mai arăt ce am mai cumpărat, pentru că v-am zis că ori o să mă machiez ceva, dar la ce rău mi-a fost. Și nu pot să spun că mă simt perfect acum, dar la ce rău mi-a fost, mai bine lasă, în loc să mă auz, să mă fi auzit așa, mai bine nu. Bun. Vreau să vă spun că am cumpărat și am și folosit deja, am în sfârșit apusul, un trio, mai am unul să-l folosesc, cred că azi sau mâine, depinde când am timp, că acum mă uitam să văd cum stă părul, dar nu mai contează. Așa, deci am luat un trio de la Douglas, sau Douglas, cum vreți voi să-i spuneți, asta de aici. Are 75 de ml fiecare și am așa, primul pe care încă nu l-am încercat, este Protein Repair, este un, ăsta e șamponul, pardon, șamponul l-am încercat deja, de mirosit nu miroase, sau cel bine, eu nu mai pot să simt niciun miros aproape, dar mi se pare că miroase ceva puțin dulceag. Acum nu știu, dacă îl termin până să mi se facă mie nasul, îmi pare rău, vedem după. Deci este Protein Repair, este proteină, keratină și Sweet Almond Oil, nu știu ce e ăla. Habar n-am, 1 lei. Așa, este un șampon. Mi-a plăcut foarte mult. În primul el arată cam așa, e super interesant. Scuzați-mi unghiile în primul rând, pentru că mi le-a făcut acum ceva timp și logic, dacă tot am făcut prin casă curățenie un alt, asta s-au mai ciubit. Ia să vedem dacă are ceva scris în română. Mai îmi trebuie și mâinile, știți? Adică e tot ceea ce contează. Șampon Protein Repair. Atât scrie. De-aia îmi place foarte mult cum miroase și cum spală. Adică am folosit din tub prima oară și după aceea din a doua utilizare, pentru că de fel nu mă spăl pe cap doar o dată, dau de mai multe ori un șampon, pentru că așa e normal. Și mi s-a părut că mi-a rezistat părul destul de bine, adică de multe ori eu mă trezeam fix cu părul ăsta așa, dacă mi-l spălam seara, până dimineața nu aveam ce treabă, dar acum este a doua sau a treia, a treia zi.
Așa că e ok. Mai am aici încă unul pe care l-am folosit. Mirosul este același, puțin dulce și un pic către fresh, nu știu dacă mi se pare mie. Este tot așa Protein Repair și numai că este conditioner, adică este balsam. Atât. Nu e vreo diferență între ele mare, pentru că... Dar balsamul tot așa l-am folosit și mi se pare mișto. Ce nu am folosit, dar vreau să folosesc azi sau mâine, v-am zis, este un intensiv protein tratament, mască pentru păr. Cam așa. Acum eu sper că am dat drumul la microfon, încă nu m-am obișnuit cu ideea de microfon și sper să mă auziți bine, să-mi spuneți și mie dacă vedeți o diferență. Și cred că mai filmez eu puțin timp, mai am vlogul ăsta, cred că după ce termin de arătat ce am cumpărat, o să filmez după, fără microfon, ca să vedeți în același clip diferențele și am să vă și anunț dacă este o diferență sau nu. Ok, deci pe ăsta încă nu l-am folosit, ar trebui să-l și deschid totuși ca să fiu sigură că nu uit de el. Așa, și pe ăsta mi-l las pe birou ca să știu să-mi fac masca. Bun, am luat o chestie foarte interesantă, asta de aici, este de la Cupio, cam așa arată și este o trusă pentru unghii. Să știți că m-am tot gândit. Fraților, am căutat o trusă de genul, sau nu știu cum vreți voi să-i spuneți, îmi s-a în plața și cred că m-am mai dus și... Unde m-am mai dus? Eu un... nu mai știu cum se numește magazinul ăla. În Park Lake. Magazin, da. În Park Lake m-am mai dus și nu am găsit o trusă normală de unghii, adică, nu știu, care să aibă pilă, să aibă de la A la Z ce-i trebuie. Deci toată lumea le vindea separat și mi s-a făcut așa foarte ciudat, adică am vrut să fie totuși ceva bun ca să fiu sigură că acea forfecuță taie, că știți și voi de fiecare dată cum e, când cumperi genul ăsta de trusă, de multe ori poate forfecuța nu e bună sau nu taie bine chestia aia pentru cuticule, o grămadă de prostii. Dar am găsit la Cupio și am dat undeva la 120 și ceva sau ceva de genul am dat pe asta. Mi s-a părut drăguță și am luat-o și pentru mine, dar mai mult pentru maica mea. Am mai luat Double Duty Base and Top Coat. Este de la Shelly Hansen. Asta de aici. Este foarte bun. Îmi place foarte mult pentru că rezistă oja foarte bine. Eu m-am dat pe unghiile astea. Stați așa să vi le și arăt. Pe unghiile astea m-am dat cu... un lac normal, nu m-am dat cu ceva așa, cine știe ce, adică m-am dat cu ăsta, pentru că nu-l aveam, adică, și am zis, hai să mi le fac repede și să plec. Și mi-am mai luat, știți cum sunt eu, o mare adorabilă, mi-am luat musc pentru aromaterapie, așa, am luat din, de unde am luat? Cred că Melimelo. Am luat din Pepco acești cercei. Foarte simpatici ei, îmi plac super, super mult și au costat 8 lei. Mi s-a părut destul de drăguț, un preț decent. Și din DM mai îmi luasem un rimel. Este rimelul ăsta de la Essence. Dacă l-ar și focaliza, ar fi și mai bine. Așa. Este unul din rimelurile mele preferate și le recomand întotdeauna pentru că nu-mi cade, nu-mi curge, nu rămân broboane, este waterproof, se dă uneori greu jos, depinde cum îl aprici și în câte straturi. Am luat de la Rimmel London, sunt două oje, acestea 60 de secunde care se ducă foarte repede și le-am luat un alb și un crem, așa, culoarea pielii. Încă nu m-am făcut cu ele. O să vă arăt acum cu ce m-am făcut pe unghii. Și m-am dus la Miniso și mi-am mai luat două oje. Astea de aici. Cei de la Miniso sunt foarte mișto. Mă duc la Miniso în Sanplața. Nu știu pe unde ar mai putea fi deschis. Nu mă întreba să apar n-am. Dar se numește Pitura ad Olio. Acum nu știu ce să zic. Așa, este făcută în Italia. Ideea este că albul este făcut cu această ojă,
Iar ce vedeți voi pe aici, eu am încercat să fac ceva tomnatic, fratele meu a zis că seamănă cu foc. Am făcut cu acest portocaliu pentru că voiam neapărat să am ojă, portocalii, chestii de genul ăsta acum că vine toamna. Doamne, iubesc, am început să iubesc extrem de mult anotimpul ăsta, mai ales de anul trecut, nu știu de ce, dar este un anotimp super mișto și abia aștept să-mi fac modele și tot felul de chestii de genul. Și haideți să vă arăt cu ce mi-am mai făcut pe unghii. Că am folosit destul de multe și acum am încercat să-mi aduc aminte ce și cum. Cred că astea sunt. Să mă uit. Da. Deci am folosit top coat-ul de la Melchior. Top coat. Este 2-in-1 bază și top coat. Așa. Cam așa arată. Și am mai folosit aceste două oje, tot așa de la Melchior. Sunt super, super mișto. Sunt foarte, foarte mândră de ele. Au mers foarte, foarte ok. Și mi se pare că ador pe astea. Nu știu sigur dacă am mai pus și altceva, pentru că am avut portocaliu, vedeți, am combinat eu așa culorile. Și mi s-au părut super mișto. În prima fază am crezut că nu o să fie atât de opac, dar albul chiar este foarte ok. Cred că o să filmez. O să-mi fac unghiile și o să vă arăt cum mi le fac. Și e foarte, foarte opac. Adică dacă dai o dată, este perfect. Eu inițial am zis, hai să mi le fac așa la mișto, să văd ce și cum despre ele, pentru că n-am mai testat ojile de la Miniso și am zis că, bă, dacă sunt acolo, sunt, cred că o oje 5 lei sau ceva de genul, 5-6 lei. Și am zis că, bă, hai să le încerc. Și chiar mă bucur pentru că sunt foarte opace. Uitați-vă și voi, o singură aplicare, un singur strat. Este perfect. Da, mi se pare foarte mișto, doar că v-am zis să nu rezistă foarte bine pentru că, na, unii oameni mai și spală, mai și curăță. Dar să-mi spuneți ce părere aveți despre chestiile astea micuțe așa. Sper să se vadă. Eu cred că sunt destul de drăguțe. Mi-a zis o fostă colegă din generală că m-am dat pe lângă și se vede urât. Și ce-i drept, da, se vede ciudat pentru că eu am cuticulele destul de ciudate și mi-e greu mereu să mi le iau. Dar eu cred că se vede drăguță. Bun, gata. În altă ordine de idei, fac o pauză vocală pentru că n-am voie să vorbesc foarte mult timp. Și mai mi-au ceva pentru gât, așa că noi ne vedem puțin mai încolo. Dacă nu uit, și mai mult ca sigur n-am să uit, sper, vă filmez fără microfon. Deci acum este cu microfon și după o să fie fără microfon. Cred că o să vă mai pun în temă puțin cu florile. Cred că asta ar fi o idee bună. Și după aceea să închei clipul. Cred că e cel mai bine așa. Apropo, știu că dau spoilere, dar mai știu și un lucru, că nu știu când o să apară clipul, pentru că știți că eu le pun din timp, pentru că na, am treabă. O să vreau să mai facem un travel vlog, nu știu când, dar vedem. Și mai am câteva idei, așa că stați un pic să vedeți ce și cum. Gata, mă apuc puțin de treabă pentru că v-am zis să vreau să-mi fac niște material așa frumos pentru toamna asta. Bun, ne vedem puțin mai încolo. Ok, acum filmez fără microfon, asta în prima fază că am tot stat să zic în mintea mea să nu uit, dar nu mai filmez florile, așa cum v-am spus, suculentele, ca să vă țin la curent, pentru că am văzut ceva pe Facebook, bine, ideea e că am stat puțin în pat, am avut treabă și am un păr în cap minunat. Și n-am mai avut când și ea a pus soarele, în fine. Și tocmai ce mă uitam pe Facebook, stăteam în pat și am văzut cea mai stupidă chestie posibilă. Doamne, deci cred că o să mă jigniți sau cred că o să am hater pentru treaba asta. Însă nu mă pot abține. Vreau să trag un semnal de alarmă și asta, na, mă bucur că nu mi-a sărit chestia asta. Deci eram pe Facebook și scuzați-mă pentru tuz. Dar am sărit instant din pat să vin să vă spun. Pentru dureri de cap constante la o fată de 18 ani, ce îmi recomandați? O femeie care spune asta pe Facebook, în loc să se ducă, Doamne iartă-mă, la farmacie sau la un doctor să vorbească cu cineva. Și primul comentariu care mi-o apare în față, deci este un comentariu, uitați-vă la el cât de lung este, stați un pic,
Așa, acum mă întrebă mama la cobor. Care este atât de lung? Deci, atât de lung. Și o să, o să vă spun așa. Ce scrie această doamnă în acest comentariu? Care comandare? Migrene și dureri de cap. Stai un pic, să fiu sigură că totul citesc cum trebuie. De Gabriel Mărgărit, autorii cărții Noile legi biologice, care poate fi comandată trimițând mail la... Nu mai spunem. Puteți să dați, puteți să opriți filmarea și cred că se va vedea totuși pe filmare. Așa, asta este în nectar pentru suflet, sau ceva de genul, e un grup de ăsta de interesanți. Orice durere de cap apare după rezolvarea unui conflict recent sau după recidiva inconștientă a unui conflict suferit inițial în trecut, chiar și cu zeci de ani în urmă. Recidiva apare atunci când ceva anume îi aduce aminte subconștientului de traumă suferită atunci. Acest factor se numește sină sau sina, cred că e sina. Ok. În funcție de vârstă, când a apărut prima dată durerea de cap, se poate îngrădi și limita socul conflictual, a, e șocul, mă scuzați pe mine, șocul conflictual suferit. ok. Și mai sunt. De exemplu, cineva are dureri de cap de la vârsta de 10 ani. Atunci să zicem că a murit bunica și moartea ei este șocul declanșator, DHS. Se numește conflict de pierdere teritorială. Deci dacă s-ar peste câteva chestii, dacă ar fi apărut abia la 20 de ani prima migrenă, moartea bunicii nu mai poate să fie cauza inițială. You fucking kidding me? Seriously? What the fuck? Deci sunt tot felul de chestii de-astea ciudate care această femeie le scrie și sunt oameni care în comentarii spun du-te mai sus și citește ceea ce a spus această doamnă cu inițialele I și T. Copii, dragii mei copii, când am avut durerile de cap, s-a dat ora din cauza că poate nu am hidratat, poate nu am mâncat când a trebuit, nu am purtat ochelari, pentru că eu port ochelari din generală, însă pe mine mă durea capul în generală, nu că mi-a murit cineva, ok, da, apare durerea de cap după un conflict sau ceva, dar astea nu sunt migrenele alea constante. Când ai o migrenă constantă, trebuie să te duci la doctor. Foarte rar îți spune ție doctorul că nu ai nimic de fapt. Înseamnă că nu te-ai dus acolo unde trebuie, că dacă te duci la doctorul de familie, dacă te duci la doctorul de familie, nu-i chiar așa. Eu, de exemplu, am știut clar, băi, mă doare în zona frunții, da? Deci toată zona asta de aici. Ce înseamnă asta? Logic e la ochi. Alo, du-te dracu la oftalmologie. Doamne, deci nu mi-a venit să cred când am citit și ce paradoxuri scrie femeia asta acolo sau om, nici măcar nu știu dacă e femeie sau om. Dar vreau să subliniez o fază. Copii, vă rog frumos, nu luați pastile sau nu faceți remedii din astea terapeutice să cheltuiți banii pe nu știu ce cărți de genul ăsta. Băi, deschideți ochii și faceți ceva normal. Este un semnal de alarmă. Nu se poate face așa ceva. Cum adică, pe mine mă doare acum capul că a murit nu știu cine. Ok, de la stres, oboseală, se întâmplă, e normal. Dar nici chiar așa. Ok, noi ne revedem mâine, mai mult ca sigur. Și vă zic, noapte bună. Și se vede bine? cred că filmez iarăși fără microfon. Asta pentru că am zis să fie jumătate clipul. Ok. M-ați obișnuit deja cu mine care tușesc așa, oricând, la orice oră din zi și din noapte. Nici nu vreau să mă gândesc acum că vine noaptea, ce o să pățesc, pentru că azi noapte v-am zis că nu am putut să dorm. Mini coculete aici, pentru că m-am spălat pe cap și am folosit alea trei produse de la Douglas sau Douglas sau cum vreți voi să-i spuneți și citisem pe cel cu protein repair ăsta, nu, șampon. Asta, așa, este acel tratament și tratamentul se aplică după ce este spălat părul.
Am citit și eu pe el înainte să-l utilizez, nu? Mi s-a părut normal. Nu vă faceți griji. Am să mă usuc la păr. N-am să mai dorm cu părul ud, promit. Niciodată, sper. Așa. Doar că, unele dintre voi m-ați întrebat, mamă, și mi se pare că se vede foarte ciudat cu culetele astea micuțe aici. M-ați întrebat unele dintre voi ce produse mai folosesc pentru rutina mea de îngrijire a pielii pe timp de seară, noapte, sau cum vreți voi să-i spuneți. Ideea este că nu pot să zic că, vai, doamne, ce produse folosesc eu. De fel, folosesc ori o cremă hidratantă, ori, nu știu, cam atât. De fel, creme hidratante. Măști îmi place să aplic, însă eu am o mare problemă cu măștile. De fiecare dată când le aplic, îmi dau seama că niciodată nu vă spun despre ele. Deci, marea majoritatea măștilor pe care le-am primit de pe Shop Miss A sau mai știu eu ce, gen BoxyCharm, nu prea v-am spus despre ele, ceea ce mi se pare foarte stupid din partea mea. Deci, bravo, Ruxy. Ok. Haideți să vă zic mai întâi de toate ce folosesc. Cred că ați observat că a început tenul meu să își revină puțin, să nu mai fie atât de multe, nu știu, brobonițe sau coșuri sau cum vreți să le spuneți. Ideea este că eu, de fel, am un ten acneic. Sunt mica posesoare acestui ten minunat cu acne, cred că de când sunt eu mică, adică nu am avut vreo pauză să spun că gata, părul, da, fața mea n-a avut anul ăsta nici, sau luna asta, niciun coș. Nu, am puncte negre, am coșuri și ceea ce nu suport eu în viața asta și sper să scap vreodată în viața asta de ele sunt punctele albe. Deci am o mare problemă cu punctele albe în zona asta de aici, deja văd că o să mi apară două și în zona asta de aici, chiar și uneori, cred că ați văzut uneori aici la partea asta de aici de la ochi. Ura mie. Da. Evitând aceste aspecte foarte interesante legate de viața mea, haideți să vă zic ce produse folosesc sau cum le folosesc eu de fel în ultima perioadă. Ok, pentru seară mai mult. Este acest Honeymoon Glow. Este un serum, ar trebui să fie. El scrie că este de noapte. Ideea e că eu am văzut serul ăsta folosit de la fete de la BoxyCharm înainte de a se machia și am zis și eu în mintea mea asta mică, băi, hai să încerc și eu, mă, să mă dau cu serul ăsta, că ele am văzut că așa fac, și după aia mă dau cu fond de ten și toate cele. Deci am avut un fond de ten atât de brânzit, în viața mea n-am avut așa ceva și logic m-am demachiat. Dar asta este. Deci niciodată să nu faci exact ceea ce fac alții, pentru că e posibil să nu funcționeze. Cam așa arată. Asta este una din cremele primite la BoxyCharm și deja am consumat ceva din el. Vedeți că este până aici, cam așa, deci am consumat. Vine într-un ambalaj foarte frumos, care mi se pare foarte, de foarte bună calitate. Este o sticlă foarte mișto, plus că e mată, părul destul de drăguț. Și ce-i drept, nu știu, mi se pare că în momentul în care îl aplic, inițial mă înțepa un pic, mă ustura fața. Acum nu mai simt chestia asta sau cel puțin mă mai ustură în locurile în care am puține coșuri sau ceva. Deci asta înseamnă că ar trebui să facă ceva. De multe ori o aplic efectiv așa cu mâna și masez sau mai folosesc chestia asta din lemn. Nu știu, pur și simplu o am de ceva timp. E veche. Da, de fapt da, e veche. O am de vreo 2-3 ani de zile. Întotdeauna o spăl, o curăț și teoretic ar trebui să fie ok, să nu aibă nicio problemă. Logic, cred că toată lumea o să zică că, vai, doamne, ar trebui să folosesc chestiile alea din ceramică sau ce folosesc cei de la BoxyCharm. Mi se pare că o să primesc unul într-una din cutiile care ar trebui să apară. Yay! Asta pentru că știți și voi, cutiile de la BoxyCharm la mine apar cu o lună, două în urmă, pentru că, hei, suntem în România și BoxyCharm livrează produse doar în Canada sau ceva de genul, sau în state, ceva de genul. Bun. Și când nu folosesc crema asta de la farmacie, cred că v-am zis, folosesc de la Elemis, așa, este Procolagen Marine Creme, este o cremă de jur anti-rid. Bine, nu mi s-a părut că a făcut o mare diferență, eu cel mai mare rid al meu, îl am fix aici. Când fac așa, vedeți chestia asta de aici, așa, poing, ok,
chestia asta, minunată. Să zicem că da, nu mai este la fel de vizibil, nu mai este chiar la fel de vizibil, dar ce-i drept, cum am liniile astea fine aici, nu pot să spun că a rezolvat ceva, cine știe ce. Plus că în ultima perioadă mi-am purtat și eu ochelarii și de fel când port ochelarii stau și eu mai netedă aici și nu mai stăm să văd ce doamne iată mă scrie undeva. Bun, dar în schimb mai folosesc și această cremă, care vine într-un ambalaj așa, este foarte, foarte mișto și are un capac, sper să se vadă, așa, și bine, de felul mi-i fi gunghiuța în el și cam așa este și crema. Din câte vedeți, crema este destul de folosită, e ceva luat din ea și îmi place foarte mult. Mi s-a părut că întotdeauna a făcut treabă bună. De la ea nu simt nimic. Mirosul, stăți așa, știu că e un miros fresh. Da, este un miros fresh și se aseamănă cu ceea ce spune aici Marine Cream. Duce așa într-o tentă din aia puțin de mare, nu știu, de acel miros de mare. Nu de alge sau ceva de genul ăsta, nu de aerul ăla curat. Iar ăsta de aici este pe bază de, cam uitați să vă zic, este pe bază de ceva polen, nectar nu, polen sau cum se numește chestia aia, da, cred că polen e. Mi se pare. Sau fagure, așa. Și da, miroase puțin a fagure. E mirosul ăla de miere, așa, puțin greoi. Ceea ce mi se pare destul de mișto. Bun. Ce aș mai folosi eu de fel, chit că este seară, mai folosesc chestia asta de aici de la Vichy. Nu știu de voi, fetelor, că am văzut fete care l-au consumat pe ăsta nici o lună. Eu l-am de o lună, două sau mai mult. Chiar nu știu de cât timp l-am, de ceva timp și n-am putut să-l consum așa repede. Adică îl folosesc, dar nu pot să spun că îl folosesc chiar zilnic. Însă, la mine s-a consumat mai repede și mai pun și două pompițe, adică nu pun doar o pompiță. E mișto. Bun, deci mai folosesc și pe ăsta. Și de fel, dacă sunt plecată și îmi iau doar un singur produs la mine, îl mai iau pe acesta de la CeraVe. Pe acesta l-am recumpărat și este acea cremă, ar putea fi și de mâini, eu mai folosesc și pentru mâini, nu faceți griji, cred că scrie pentru față și este hidratantă, nu e nicio problemă, eu mai folosesc și pentru mâini. Crema asta îmi place foarte mult să o folosesc cu fondul de ten de la Revlon. Fetelor, dacă vi se pare că se brânzește un pic și nu aveți un primer care să facă acolo treaba bună, puteți să folosiți crema asta. Bun. Alte produse, să zicem că aș... Nu știu dacă o să se pară stupidă treaba asta. Cred că toți știți de Brazilian Boom Boom Cream, asta de aici. Așa. Cred că o să primesc câteva critici și câteva critici foarte, foarte mari. Asta este o cremă de corp care, să știți că am folosit puțin din ea, nu pot să spun că am folosit extrem de mult. Problema e că miroase foarte mișto. Chiar miroase mișto, dar mi se pare că a venit foarte puțin, puțin produs, nu știu, mi se pare, de fel sunt obișnuit ca celelalte creme, chiar și asta de aici de la Elemis, tot așa, crema era până la nivel, asta nu prea era la nivel. Miroase mișto și să știți că este extrem de hidratantă, îmi place foarte mult pentru corp, dar să știți că de multe ori am folosit-o și pentru față. Deci, dacă aveți nevoie, uite, de exemplu, acum simt că sunt destul de uscată, am față destul de uscată, ei bine, pot să zic că aș mai folosi eu și pe asta. Uneori, mai folosesc și măști, dar acum depinde. Nu prea mai am măști să vă arăt, așa că zicem să o lăsăm pe un alt clip. Bun, în altă ordine de idei. Eu am să folosesc cremele astea două și da, o să le folosesc pe amândouă pentru că pe prima și de obicei eu bag pasta prima și după aceea pe cealaltă, asta rămâne ca o peliculă așa în piele și îmi place destul de mult și rămâne ca o mască așa toată noaptea. Și dimineața când mă spăl, efectiv o simt ca și cum aș da o mască jos cu o peliculă așa super subție, ceea ce îmi place. Bun, o să-mi dau cu crema asta, după aia cu cealaltă și gata, mă bag la somn. Noi ne revedem data viitoare. Vă zic de pe acum noapte bună, sunt ușor și v-am zis data viitoare cu un nou clip. Sper să vă placă clipul de astăzi și gata, vă pup! Pa!